Yes, sir! Salutare, Alva Gang și bine v-am la un nou video. Astăzi o să fac un video requested uh, în care o să explic tot procesul din spatele runelor. De ce ți iei anumite rune, de ce ar fi bine să ți iei anumite rune și în funcție de matchup și cum funcționează lucrurile în general. Dar aici o să se vadă de ce League of Legends este un, un joc destul de greu, pentru că dacă într-adevăr vrei să fii min când vine vorba de rune, Trebuie să cunoști destul de mult campioni și runele în sine ce fac și când sunt bune. Adică e destul de complicat, trebuie să recunosc, e destul de complicat. Eu am un milion de pagini, cu siguranță n-aveți nevoie de asta. Le am pentru că la un moment dat jucam atât de mulți campioni și mi era lene efectiv să stau să fac runele fiecare dată până când au băgat runele recomandate, care sunt destul de bune pe care poți să le dai mici tweak-uri în... Funcție de meciuri, dacă ai nevoie. Hai să vă arăt cum arată o pagină de rune și despre ce este vorba. O să vă arăt în principiu toate paginile, dar cea mai multă experiență vă zic eu personal am cu uh, rune de precision, pentru că ăștia sunt campionii pe care îi joc cel mai mult uh, și cu asta am cea mai mare experiență. Dar sunt și celelalte și vă voi explica și pe celelalte, deși, uite, de exemplu, o rună precum Guardian nu prea e folosită pe mulți campioni, Aftershock la fel, e folosită pe tanci în general, dar o să vă explic <coughs> în mare despre ce e vorba. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și o să vedeți în clipul ăsta cam cum e bine cu runele și cum trebuie folosite. Um, la început vă recomand, cum am zis... Aveți runele de recommended, vă alegeți o pagină de rune de recommended, dar acum vă voi da niște guidelines ca să știți în funcție de match ul pe care îl aveți, în funcție de campionul cu care vă bateți sau mă rog, să știți ce, rună, ce pagină de rună să alegeți, dar dintre alea recommended, cel puțin la început, până când înțelegeți mai bine. Hai să începem cu runele de precision. Precision sunt extrem de bune pentru atac damage. Atac damage înseamnă auto atacuri 99%. Sunt campioni în joc care pot da proc la runele astea și din abilități, dar nu toți. În principiu, campionii care au atac damage scalează cu attack damage. Să zicem Irelia, de exemplu. Irelia Q-ul lui Irelia îți dă proc la toate runele astea. În principiu, toate runele țineți minte, da? Runele mari, pentru că asta, asta e cea mai importantă. Runa de Keystone. Runa asta este cea mai, cea mai importantă, pentru că asta e, de fapt, puterea din spate. Restul sunt complementare, dar asta e cea mai importantă. Um, runele astea sunt folosite și dau proc, adică nu le folosești pe minioni, pe mobii în junglă, pe... Bine, de fapt, de exemplu, free footwork folosești în junglă, dar... Uh, Conqueror, de exemplu, nu poți folosi în junglă, e folosit numai în bătăi. Uh, little Tempo nu poți să-i dai proc decât atunci când te bați cu un inamic, pentru că, vedeți ce scrie, odată ce lovești de 6 ori, ai maxim attack speed. Și o să vă explic de ce le luăm pe fiecare. Press attack. E destul de bună pe ad -de Carry, în principiu, și pe unii, și pe alții campioni e bună, dar uh, eu personal nu prea o folosesc, pentru că văd mai mult value, cel puțin în campioni cu care joc în Little Tempo și în Conqueror. Um, press the attack este ok That vedeți dealing bonus damage And causing them to take more damage from all sources Eu personal văd runa asta bună Într-un match în care vrei ca În care nu ești tu carry-ul neapărat Dar vrei ca Ăla pe care ți-ai dat, ți -ai dat pre, proc la press the attack Să ia cât mai mult damage de, de la um, co-echipierii tăi Să zicem că vreți să omorâți un carry Un Zamira sau un Yasuo Sau... Whatever, un Hecarim, dacă îi dai proc la Press de attack, el o să ia damage de la toți cu echipierii tăi. Deci e o rună destul de bună, dar e destul de situational. Nu este cea mai bună. Rune de bătaie efectiv cele mai bune sunt Lethal Tempo și Conqueror, cel puțin din Precision. Lethal Tempo îți da attack speed și este o rună extrem de bună atunci, când știi că campionul tău are suficient attack damage într-o luptă. de -aia eu, de exemplu, pe Yasuo iau doar Lethal Tempo, pentru că Yasuo scalează cu attack speed și Q-ul meu eu pot să dau Q-ul meu din ce în ce mai repede și am cooldown din ce în ce mai mic pe Q cu cât mai mult atac speed am. De într-o luptă mai lungită, aș putea să iau Conqueror pentru că îmi dă mai mult damage, dar am mai mult value de pe Little Tempo pentru că Q-ul lui a o scalează cu atac speed și n-am nevoie de atac damage extra pentru că oricum eu îmi dau Q în continuu. q e mai puternic decât un auto-atac. Deci, cam asta este logica din spate. Uite, de exemplu, pe un campion pe cum Irelia... Irelia, dacă tu scalezi, îți stachezi pasiva, pe care o stachezi dând Q și omorând câțiva minioni, înainte să te bați cu, uh, cu inamicul tău, cu campionul, o să-ți dea o grămadă de attack speed, nu o să-ți dea attack damage. De-aia vrei o rună precum Conqueror, pentru că Conqueror îți dă attack damage foarte mult. Uh, e în funcție de necesitățile campionului tău. De-aia trebuie să știi foarte multe și de-aia recomand să folosiți ceea ce este recomandat până când puteți înțelege voi ce are nevoie campionul meu, cu ce e bun campionul meu. desigur, deci, puteți să faceți și teste. Fleet Footwork e o rună care îți dă un pic de viață și te mici mai repede. E o rună, de exemplu, foarte bună pe Nasus în cazul în care ai un match-up destul de greu pentru că te lasă să dai... Um, să dojuiești skill shot-uri, să fugi de inamic în caz că te bate, pentru că te bate 99% din timp cu Nasus. Uh, și pe campioni care au nevoie în principiu de movement speed e destul de bună runa asta. Bun, acum hai să zicem că am luat Conqueror. Următoarele rune avem Overheal, o rună pe care nu vă sfătuiesc să nu o luați niciodată, este proastă pe 99% din campioni. Triumf o rună care este extraordinar de bună pe 99% din campioni. Uh, take down 10% din viață în momentul în care o omori pe cineva și 20 gold. Nu o luăm neapărat pentru gold, deși e nice, se pune ca un minion extra. Dar cel 10% viață este bun pentru campioni precum Atrox pe care joc eu. Pe Yasuo, pe Irelia, pe campioni care vor să facă 1v9. Pentru că de fiecare dată când omori un campion, îți dă 10% viață înapoi. Chiar și pe Katarina. Adică dacă pe Katarina noi vrem să jucăm... Domination, ca așa se joacă, mergem la Secondary Path, ne luăm, deci zicem pe Katarina, da? Jucăm Domination pentru că jucăm Electrocute. Pentru că Electrocute este foarte bun la burst damage. Pentru un campion, precum Katarina. Luăm Precision și tot mergem triumf, Pentru că este atât de bună pe campioni care au reset și care vor să omoare foarte, foarte mult. Și ai omorât pe cineva, bum, ți-ai făcut viața ca să nu poți să mai bați pe încă cineva. Revenim la Precision. O să fac acel video lung, o să fie. Ok. Să zicem că luăm ăsta... Am, am uitat să zic de Presence of Mind. Presence of Mind este bună pe campioni care au probleme cu mana și cu energia. Deși, de exemplu, și pe una Akali și pe un Z, eu a jucat tot Triumph. Mi se pare mult mai worth, pentru că tot vrei să faci multe kill-uri. Dar poți să iei Presence of Mind, de exemplu, dacă ai cum ai zi, probleme cu mana, poți să juci pe Gin. Pe Kelly se joacă în principiu Presence of Mind. Până și pe Zamira. Deci, eu aș juca Triumph pe Zamira. Cineva s-a abonat la canal, dar eu sunt live în momentul ăsta. Ok, Alex 200, bine ai venit. Uh, nu sunt live, pardon, doar de filmez, aia v-am să zic, dar sunt pe scena de live. Apoi mergem pe următor, avem Legend de Alacrity. Alacrity îți dă uh, pe takedown-uri, adică pe kill-uri, movement, attack speed. E o rună destul de bună, pentru a adicheri, cel puțin vrei să joci asta. Uh, N-am ce să -i explic mai mult, dacă campionul tău vrea attack speed-ul ei. Tenacity a fost nărfată runa asta în continuu, pentru că este extrem de puternică și este foarte necesar în meciuri în care Tenacity, ce, înseamnă? Este cel mai important status pe care trebuie să-l înțelegeți. Tenacity este un status care îți oferă, în momentul în care tu ți iei crowd control, îți iei stun, îți iei snare, îți iei, nu știu, disarm, whatever, ce există în jocul ăsta, toate crowd control-urile posibile, în afară de airborne, dacă nu mă înșel, um, tu stai mai puțin în crowd control-ul ăla, nu vei sta atât de mult. Runa asta este broken, a fost nerfată foarte mult, îți dă până la 40% tenacity, cred, sau ceva de genul, nu știu, dar enorm. Este extrem de bună în general, o recomand total. Dacă nu vrei să iei la e asta. Bloodline, în teorie, este de lifestyle, dar nu mi-aș lua pentru că mi se pare că îți dă foarte puțin. Um, cup de gra, aici este o rună care îți dă extrem de mult de să știți. Puteți să țineți și apăsa pe shift dacă vreți să vedeți exact statusurile. Uite, de exemplu, cup de gra, 8% extra damage, Campionilor care au mai puțin decât 40% din viața lor totală. Uh, cut down. Între 5 și 15 mor damage to champions based on how much more max health they have than you. Deci dacă vrei să baci un ciogat un Mundo, o ceva, îți trebuie cut down. Uh, last stand este 5 între 5 și. Până la 11% increased damage to champions while you are below 60% health Și la max damage-ul tău îl, îl, îl atingi la când ești la 30% uh, health Foarte, foarte, foarte bună pe campioni precum Atrox Care știi că îți dau heal, poți să-i pe nubi. Extrem de bună pe Warwick Extrem de bună pe campioni care, deși ești low HP Tu când ești low HP ai foarte mult extra damage cu runa asta deci, de ținut -mi minte, eu în principiu se joacă la stand și cup de grad, dar în meta ăsta n-aș, uh, cel puțin pe adecherie, aș juca cut down, pentru că sunt atât de mult stanci. Mai ales dacă v-am zis, e un mundo, ceva, cu cât mai multă viață, cu atâta o mor mai ușor cu cut down. Bun. Și la secundări, în principiu, vrei niște chestii complementare Hai să vă arăt niște rune secundare care se joacă în general. Poți să joci Magical Footwear pe Inspiration și să zicem Biscuit Delivery pentru că îți dă niște biscuiți care sunt ca niște mini poțiuni. Uh, poți să iei, de exemplu Cosmic Insight dacă vrei să Spell Haste, adică să ai cooldown mai mic pe abilități. Item Haste desigur destul de OP. Asta este foarte bună, de exemplu, pe Mundo, pentru că în momentul în care dai slow la inamici, sunt tot felul de idei, știi? Dar uh, ceva mandatory, eu aș zice Magical Footwear, pentru că nu mai poți cumpăra tu buți, dar la, până în minutul 12, garantat, primești niște buți, da? Tier 1, da, aia de 300, dar au niște extra movement speed, plus 10 movement speed, care e foarte, foarte OP. Movement speed este cel mai underrated status în jocul ăsta, este extrem de overpower să ai movement speed mai mult decât în amicii tăi. Poți să-i prinzi mai ușor sau poți să fugi de ei mai ușor. Deci e o rună foarte bună, mai ales dacă vrei să joci un match în care scalăm foarte mult. Mm. Bun. Și acum hai să vorbim un pic de secondary stats. Aici avem adaptive force, în prima, primul rău, da? Adaptive force, avem attack speed și avem ability haste. Îți iei în funcție de ce vrei tu, dar hai să vi le explic. Adaptive force este pur și simplu ori ability power, ori attack damage, în funcție de necesitățile campionului tău. Nu știu exact cum ți le dă, dar sunt sigur că ți le dă bine. Atac speed de obicei te duci dacă nu vrea de extra, de exemplu eu pe ea să o merg așa, cu adaptive force. Și a treia rundă de obicei e mereu de defense, pentru că oricum nu ai alte opțiuni. Și ei în funcție de, să zicem că știi că te bați cu un campion care dă atac damage, îți iei armură. Să știi, știi că te aici vorbim strict de lane-ul tău, da? vorbim de ce te bați cu un campion de, care dă ability power, ție magic resist. Sau un cazul în care nu știu cu care campion te bați, pentru că nu prea înțelegi ce picuri idiote au făcut echipa inamică, pur și simplu ții viață ca să fii sigur că scalezi. Plus că îți dă în total 140 de viață și e destul de bine. Uh, la fel poți să mergi aici pe defense, dar în principiu depinde dacă ești campion Tanki, cam așa vrei să joci. Uite, de exemplu, pe Mundo vrei să joci așa, da? Ability haste, Armura, max health, dacă e lei, nu, altfel poți să să-ți iei așa. Uh, vă dau niște exemple. Există foarte mult de explicat, de e bine să stați pe live-urile mele și să vă uitați la videoclipul pentru că acolo înțelegeți exact pe campioni, uh, de ce și cum. Uh, dar uh, am trecut prin Precision, hai să trecem repede prin Domination. electrocute cum am zis, este extrem de bun pe burst. Dacă ești un campion, să zicem catarina, ți-ai dat EQ, auto ai dat proc la Electrocute, Electrocute îți dă extra 180 damage. Enorm, 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 enorm. Predator, o rună foarte... E bună pe singi și atât. <laughs> Îți dă movement speed, dar trebuie să ții iei boots. Dacă n-ai boots, nu poți să dai proc la runa asta. Să efectiv, să-ți apeși pe boots în inventar și să primești movement speed atunci când te duci către oponent. Dark Harvest, o rună destul de OP pentru scalat pentru asasini merge destul de bine, pentru că atunci când un campion este sub 50% health, tu ții un stack și primești base extra damage, iar de fiecare dată când un campion va ajunge la, minus 50, la sub 50% viață, tu îi vei da extra damage bazat pe câte stack-uri ai strâns, pe câți campioni ai lovit care erau sub 50% de health. Halo of Blades se juca pe campioni pe cum Udyr, care dau extrem de mult damage, extrem de repede, poți să joci foarte, foarte bine pe Varus, pe Tristana, pe campioni care vor repede să-și dea atacurile. Uh, pentru că e benefic pentru ei să-și dea primele trei atacuri. Dar nu o să bați un campion, ca să știi, cu Hail of Blades, decât dacă campionul tău e extrem de OP, la început vei avea cele trei atacuri care te vor da foarte mult damage, dar nu o să bazezi într-o luptă mai lungă pe cineva care are Conqueror sau Little Tempo sau chiar Press the attack. Pur și simplu sunt mai bune pentru lupte mai lungi astea, da? Aici, în principiu, pentru lupte mai scurte avem un Domination. Vrem să-i omorâm repede, avem triul de Domination. Următoarele rune avem Chip Shot, nu știu exact ce, adică știu ce face, de exemplu Shen, îți dai eu pe el, dai mai mult damage, Taste of Blood, și că lifestyle, da, meh, aș merge să în impact pentru că oricum vrei să te duci pe cât mai mult instant damage. Eyeball Collection, la fel, să scalezi cât mai mult, îți dă cât mai mult AP, cât mai mult AD. Uh, celelalte două nu m-aș uita spre ele. La fel, uh, deci ca să înțelegi, Domination este efectiv creat ca să scalezi cât mai mult și cât mai repede. Da, uh, vrei cât mai mult call, cât, call down, cât mai mult pe ultimată, cu fiecare kill îți vei lua cât mai mult pe ultimată cu asta. Cât mai mult, mult speed cu fiecare kill. Cât mai mult haste, item haste cu cât mai mult kill. Cât mai mult gold, vei primi gold. Uite, 70 gold de fiecare dată când omori pe cineva, până la 150 gold. Deci, uh, ați înțeles ideea. Uh, până acum avem, deci, lupte cât mai lungi, lupte cât mai scurte. Na? Cam așa funcționează precision și domination. Trecem la sorcery, pe care, în principiu, singura pe care poți să joci pe alți campioni care nu sunt mage, e face rush. De ce? Pentru că când îl lovești pe campion cu trei abilități, uh, atacuri, abilități diferite, primești niște movement speed extra. Este destul de bună runa asta pe diferiți campioni și în funcție de matchup, desigur. Uh, poți să joci pe Garen Face Rush, poți să joci pe Hecarim 100% Face Rush. Uh, nu prea joci pe Mage Face Rush, cred că poți, dar nu pe mulți. Uh, în principiu pe Mage, pe Mage merge Arcane Comet. Uh, deci ca să înțelegeți, aici pe sol să mergem când vrem poke damage. Vrem să ne lovim inamicul de la distanță, cu abilități doar, da, doar cu abilități se pune, și îi dăm extra damage cu abilitățile când avem, să zicem, Arcane Comet ready sau Summon Aery ready. Uh, celelalte rune avem, nu prea le știu foarte bine, v-am zis, nu prea joc major, uh, Magic Damage Shield when taken, primești un, mic, un pic de shield, uh, Nimbus Cloak după ce îți dai un summoner spell, un flash sau ceva pe ăsta, știu, primești niște movement speed care te lasă să treci prin minion și nu-ți mai e minion block. Dar numai după ce îți dai un flash sau un ignite sau teleport, whatever. Transcendence este bun pentru că îți dă da ability haste per level. Vedeți la level 5 primești plus 5, level 8 plus 5 și la level 11 on take down. Reduce the remaining cooldown of basic abilities by 20%. Foarte bun. Celerity, uh, îmi place cel mai mult Celerity, sincer. Asta e bun de scalada Celerity, Move on Speed, Underrated. Când ești uh, peste 70% viață, ai extra peșa de. destul de bună și asta. Uh, scorci, dar nu știu exact să vi le explic foarte bine. Vedeți și voi ce zice în fiecare. Uh, dar v-am zis cam care e logica. Deci, precision, lupte lungi, lupte cât mai scurte, pe domination, Poke damage De la distanță, lovim până îi ducem la viață puțină, dar mai mult timp. Nu ne așteptăm să-i batem instant, da? Uh, sorcery. Resolve. Tanci, tati. Tanci, 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 tanci. Nu obligatoriu pentru că poți să joci. Uh, dar în principiu pe top joci astea. În principiu pe top joci. Uh, Grasp of the Dying e destul de OP. E cea mai OP din trio ăsta. Uh, la fiecare 4 secunde, următorul tău atac pe un campion dă bonus damage extra. Ok îți dă heal și îți crește viața permanent. Pe Mundo este fenomenal, Grasp of the Undying. Uh, pe campion care în principiu au nevoie de viață, pe Shen, fenomenal, din nou. Uh, poți să joci pe Fiora. Merge Grasp of the Undying destul de bine pe Fiora, e cam cel mai bun pentru că indi repede cu Fiora, ți-ai dat proc la Grasp of the Undying every 4 second pentru că și ai vital procurile alea care se învăt în jurul inamicului. Lovește alea, îi dai și proc la, proc la, gros, proc Proc Ok Și pe Fiora desigur, Pentru că vrei punk damage Poți să mergi așa Și ți iei um, scorci Și dai și burn Dai foarte mult damage Cu un singur Q Cu combo-ul ăsta Da? Deci numai astea două Dacă le ai Dai extrem de mult damage Cu Q-ul lui Fiora uh, Demolish Dai un ea, Nu știu Nu știu nu, nu pot să vi le explic pe astea Nu le știu ce fac Guard allies you cast spells on and those that are nearby. Asta e bun dacă dai shield-uri și alte chestii aparent. Cred. Nu știu. A, demolish. Este foarte bun pentru pușa turnuri. Da, ați văzut, nu știu dacă ați văzut, se sunt niște chestii care se încarcă în, în, pe turn, în momentul în care tu ești lângă turn. Dai proc la demolish și vei da foarte mult damage pe turn. Desigur, ai un cooldown. Nici se arată a, 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 aici. Da, 45 de secunde. Foarte mult damage pe turn. Este foarte bun pentru split pusher, pe Ioric de exemplu, joc de demolici extrem de mult și pe Fiora poți să joci. Font of life când uh, impairing the movement. Deci slow requests, your allies heal when attacking champions you've marked. Interesant, e foarte OP, n-am habar că de OP de fapt. Shield bash joci pe Shen, sunt sigur sau poți să joci sigur de mult dacă vrei să și pușezi. Conditioning este o rudă care la fel stachează viața destul de mult. Uh, țin increase la bonus de, uh, armor și magic resist super mult, vedeți și voi. După 12 minute ai plus 8, plus 8. Uh, și un pic increase cu 3%. Second win e foarte bun pe lane pentru că eu de exemplu joc second win pe Atrox. Aici, la secondary, mă duc uh, Resolve, Second win, și să zicem am Flinching pentru că îmi dă tenacity și v-am zis tenacity e extrem de puternic. Bone plating este bun dacă te bați cu Jax, să zicem. Da, Jax vine, n-are cum să-ți dea poc de la distanță, dacă intră în tine, te se bată cu tine sau să fugă. Dar ți-a dat proc la bone plating și o să iei mai puțin damage. Bone plating nu-i bun dacă te bați cu cineva care poate să-ți dea proc la el de la distanță, adică campion care dau, au ceva de la distanță. Și Fiora, și pentru că a intrat, a dat proc la bone plating cu orice atac, Orice atingere de atac de la un campion inamic e proc la bomb plating. Dar dacă după fuge, bomb plating-ul tău n-a făcut nimic. De-aia mai bine e second wind, poți iei chiar și conditioning, dar eu prefer second wind, mai ales la 1v1. Overgrowth o rună foarte bună pentru că strângi foarte multă viață când mor uh, monștrii și minioni lângă tine. Revitalize din nou extrem de OP, dar prefer să merg am flinging, efectiv este cea mai OP. Bun, și mai avem ultima, și cea mai underrated din punctul meu de vedere, chiar creasem asta o să o șterg, Inspiration. A glacial Augment, când îți dai o abilitate care imobilizează campionul, să zicem Morgana Q, Lux Q, Victor E, cred. Cred că e slow, da. deci ori slow, or, orice. Cause 3 glacial rays slow nearby enemies. Deci dai slow la toată echipa dacă, e, dacă sunt mai mulți pe care îi lovești. Dacă lovești unul singur, E, e dai slow toată echipa cu vin niște chiste și dai slow. E foarte OP. Uh, da dar nu neapărat. Asta e foarte interesantă, nu o joacă nimeni, dar e foarte interesantă. Când nu ești în combat, poți să dai swap la summoner spells. Da? Pardon. Summoner spells, flash, ignite, teleport, ghost, ce vrei tu. Uh, și poți să-ți le schimbi în timpul meciului. Îmi plăcea foarte mult de asta. Dar, din păcate, n-ai prea mult value. Nu prea obții prea multe de pe urma ei. Pentru că dacă campionul în are Conqueror, Gasp of the Undying, Little Tempo, Electrocut, orice, te va bate. Tu n-ai nimic. Tu ai doar schimbi, seamănări, spell-urile. Nebună. First Strike e destul de bună pentru că o poți folosi atâta timp cât tu ești primul care dă damage într-o luptă, tu dai mai mult damage. 9% extra damage for 3 seconds. Îi vei da. De exemplu, e bun pe talon. De ce e bun pe A intrat, și primul care a dat damage, îi dai 9% extra damage în, în window-ul ăla. Și primești gold extra, ceea ce e nice. Uh, pe gameplay să mai joacă. Poți să joci și Grass of the Undying, dar for Strike e foarte bun, pentru că de obicei tu dai primul ca IQ de la distanță. Magical Footwear, cea mai bună. Puteți, se mergea și perfect timing, dar uh, mergeți Magical Footwear. Hex Flash, Merge pe suporti care vor să te prindă off-guard. Pentru că flash-ul tău nu mai e flash prea mult. Nu poți să-l dai instant, dar ai cooldown mult mai mic pe el, hai să vedem cât. 20 secunde, chiar 10 secunde după ce ai intrat în combat, uh, dar dai un channel de 2 secunde până când e practic un flash. Deci nu poți să-l mai folosești ca să scapi sau ca să faci un play de la rapid sau whatever. Dar e bun pentru suporți, ai zice. Trebuie uh, să știi să joci cu el. Două. Adică, desigur, de descoperiți. Future Market e destul de interesant. E o rună foarte interesantă. Intri în datorii, în shop, în cazul în care vrei să-ți cumpere iteme care îți dau power spike uri Dar trebuie să-ți minte că tu, în momentul în care uh, faci chestia asta, practic dai 50 de gold extra. Poți să intri în datorii de până la minus 150 gold, care normal ți strâng destul de la un minus 150, intri la 0. Dar te costă încă 50 extra. Limita e de 150, cum am zis, și poți să o folosești doar după 5 minute, scrie aici. Deci, ba nu, până la 2 minute, pardon, plus 5 minute, nu știu ce înseamnă, 150 plus 5 minute, plus 5 pe minut, pardon, deci îți crește de uh, limita pe, de cu care poți să împrumuți, plus 5 pe minut. Foarte interesantă luna. v-aș fătui să nu abuzați cu orice ocazie, pentru că pierdeți bani, adică 50 gol de 2 unioni, gen, un pic mai mult. Uh, dar să folosiți dacă aveți power spike-uri, gen Serrated Dirk, gen vrei să-ți iei buți tier 2, uh, gen știi ce zic? Minion Dematerializer e destul de bun dacă vrei să-ți farmezi canonul safe, dacă ești într-un lane în care ești abuzat și știi că n-ai ce să faci. Îți iei Minion Dematerializer pentru că îl dai pe minion și moare instant, de-aia îl folosim pe canon, nu-l folosești pe alți minion că n-are sens. Folosești pe canon, ai luat canonul, e securizat, e al tău. Uh, biscuiții meh, eu aș merge de aici ori cu biscuiții, oricu' dept. Minion Dematerializer nu prea-mi place, dar și el are use case-ul lui. Time Warp Tonic este foarte OP dacă știi să folosești. Dacă folosești o poțiune sau un biscuit, um, îți dă 30% din viață și mana imediat într-o luptă. De exemplu, dacă ești lău, într-o luptă îți dai un biscuit, îți dai biscuiții sau o poțiune, orice poțiune, și îți dă 30% mana back uh, și, și health. E foarte pe. Și 2% movement speed cât ai acel efect pe tine. Deci e foarte bună de bătaie poțiunea și biscuiții și tot cu Time Warp Tonic. Uh, approach Velocity, 7.5% Movement Speed towards enemy champions that are movement impaired. Cum am zis, bună pe Mundo, îi dai Q, e da slow, îl alergi mai repede. În principiu ceva good overall, Cosmic Insight, n cum să dai cu Cosmic Insight, că îți dă chestii bune. Și din nou poți să să-ți uh, complementezi tu cum dorești, să zicem că fac acum o rună, uite așa juca eu pe talon, fix astea ar fi runele lui talon, în principiu da? Uh, și aici aș merge Precision pentru că v-am îmi place Triumph plus... Uh, you are low health enemy low health enemy champions. Cam așa pentru că ești Assassin și cu, vrei să aibă viață puțină și să-i omori repede. Deci cam astea sunt. O să mergem și pe AD, AD pentru că nu vrem attack speed pe talon. Vrem cât mai mult de să ne asasinăm oponenții. Și o să mergem armură pentru că... Uh, toți monștri din junglă și turetele și toată lumea de armor damage. Și oricum eu joc în junglă, să zicem, da? Deci nu mă interesează Magic că rezistul. Astea ar fi unele perfecte pentru mine pe talon. Eu așa aș juca pe talon. Trebuie să știi, trebuie să le înțelegi. Cam asta e clipul, dragilor. Wally, un clip lung, îmi pare rău. N-am ce să fac, era mult de explicat și sunt sigur că puteam să explic mult mai mult, dar uh, nu vă să fac niciun clip de 5 ore. Uf. Sper să apreciați, apăsați butonul de like, abonați-vă pentru că clipul ăsta vă învață multe. Uh, și repet, dacă veți să vedeți când, cum, deși am dat câteva exemple, nu sunt suficiente, sunt sigur, uitați-vă la clipuri, veniți pe InSpa live și o să înțelegeți mult mai bine totul. Vă pup și vă iubesc. Alex out.